Noi românii nu suntem prea mari consumatori de gaze de la ruși, ce ar însemna totuși o criză de acest gen la nivel de Europa pentru noi. Adrian Negrescu, analist economic, este în direct cu noi. Bună seara, domnule Negrescu, vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Haideți să traducem puțin ce înseamnă o criză a gazelor la marile puteri din Europa, noi fiind o țară consumatoare, noi importând foarte multe produse. Bun, pe scurt, deci dacă rușii opresc gazul, în Europa se va impune raționalizarea, pentru că n-au alte soluții în momentul de față, depozitele sunt aproape goale, iar gazul care vine lichefiat din Statele Unite s-ar putea să mai dureze până să ajungă să acopere necesarul de gaze în majoritatea țărilor europene, pentru că toate depinde de gazul rusesc. La noi situația e mai bună, la noi cam 20% din consum vine pe relația cu Rusia, cu Gazpromul, și ăla îl putem compensa cum? Prin raționalizarea marilor consumatori de gaze. Deci nu avem o problemă pe această zonă, dar într-adevăr, dacă rușii opresc conducta de gaze, prețul o să crească din nou, iar piața gazului va exploda din punct de vedere al prețurilor. Din punct de vedere al produselor finite, domnule Negrescu, credeți că dacă vom cumpăra, dacă gazul se scumpește în Europa, vor produce și ei mai scump? Bănuiesc, vom cumpăra și noi mai scump. Da, punem gaz pe focul inflației, ca să zic așa, pentru că toate produsele care au legătură cu producția industrială se realizează cu ce? Cu energie electrică, gaze și carburanți. Dacă aceste trei elemente se scumpesc, cu siguranță că tot ceea ce mâncăm noi, tot ceea ce consumăm, tot ceea ce cumpărăm din magazine, va fi în continuare din ce în ce mai scump. Deci pe măsură ce această criză se acutizează și din păcate spre acest lucru mergem, gândiți-vă că Rusia în momentul de față șantajează și pe zona de petrol, acolo este unde este al treilea jucător la nivel mondial, al treilea producător, și trimite către Europa aproape 2,5 milioane de tone de țiței în fiecare zi. Dacă se oprește și conducta de petrol, credeți-mă că mare parte din țările europene și probabil și noi vom testa ceea ce înseamnă recesiune. Da, și este foarte greu de contracarat asta chiar și de către guvernele foarte puternice. Vă mulțumim foarte mult, domnule Negrescu, pentru această intervenție.